S-au înscris în competiție numai puțin de 40 de iubitori ai acestui sport. Concursul va dura 4 ore și va avea loc pe un lac aflat la 2 km de centrul orașului Țicleni. Inițiatorul evenimentului este realizatorul emisiunii Dale Pescuitului, difuzată la Goș TV, Ionuț Stoica. Cei care vor urca pe podium vor fi recompensați cu premii substanțiale constând în unelte de pescuit. Cum se va desfășura evenimentul și care vor fi norocoșii pescari puteți vedea joi, 8 octombrie, începând cu ora 21 în cadrul emisiunii Dale Pescuitului, difuzată la Goș TV.